Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Impuls Cultural. Astăzi ne aflăm la Luncani, aici, la casa dramaturgului și prozatorului Eviorel Savin. Vom vorbi despre arta dramatică, vom vorbi despre viața unui om care a lăsat o operă foarte densă, o operă apreciată de critici, o operă tradusă în trei limbi de circulație internațională, o operă care a fost transpusă în teatru, care s-a jucat pe scenele importante din România. Și nu numai. Bună ziua, domnule Virel Savin, bine v-am găsit. Bine ați venit! Ce lucrări pregătiți pentru cititorii dumneavoastră, dar și pentru regizorii care așteaptă noutăți din. Întrebarea este foarte dificilă pentru că, de fapt, se adresează jumătate din ea dramaturgului și jumătate din ea prozatorului. Pentru că Deocamdată am în lucru un roman. Piesele de teatru sunt scrise, câteva subiecte sunt în așteptare. De o bucată de vreme m-am dedicat prozei și încerc să mă exprim, nu neapărat definitiv, dar complet în acest teritoriu. Vă regăsiți mai mult în proză decât în dramaturgie, sau considerați că această zonă literară a a, a, a teatrului, este într-un oarecare declin? Cred că ați sugerat de răspunsul. Am fost îndrăgostit de teatru, am scris teatru, am avut mari satisfacții, îndrăznesc să spun, uriașe satisfacții în urma prezentării pieselor mele pe unele dintre cele mai importante scene din țară dar am constatat că în general lumea teatrului sau măcar o parte din lumea teatrului nu are încredere în dramaturgul contemporan din punctul lor de vedere dramaturgul contemporan nu este o ființă gânditoare este numai o ființă care scrie teatru. Frustrat de faptul că cei care îmi citeau piesele pe care le ofeream... Nu le regăseau și în transpunerea pe scenă. Nu neapărat asta. Rămâneau la suprafața textului, fără să pătrundă în intimitatea lui, fără să încerce să descopere că un dramaturg mai are și lecturi, are și un program de să spunem, de formare a opiniei contemporanilor săi, are un program pe care dorește să se exprime complet, cum spuneam înainte, uh, ei uh, apelau uh, la texte oarecare. Uh, aici am pus un punct și o virgulă. Precizez că textele mele s-au jucat uh, cel puțin două stagiuni la un teatru și s-a ajuns până... La 8 stagiuni, ați, un singur Ați text? să vedeți toate punerile în scenă care s-au făcut pe scenele de România uh, pentru opera dumneavoastră? Sigur că am participat la toate și sunt unul dintre cei care nu cred că trebuie să scrii teatru numai pentru un grup de 10-15 oameni, trebuie să scrii teatru pentru întreaga populație. Precizam că piesele mele se joacă atât de mult și s-au jucat atât de mult pentru că erau agreate de public, erau cerute de public. De exemplu, o piesă de la Naționalul Ieșan, m-am pomenit la un moment dat cu un telefon de la secretariat prin care mi se cerea acordul ca să fie jucată și în anul următor. Și am spus, bun, mă simt onorat, normal, dar care este secretul? Au cerut-o studenți. E vorba de funia sau comedia supunerii. Asta e. Iar alți dramaturgi acum sunt ușor supărat, au șansa de a-și monta texte pe scenele teatrelor, texte care nu rezistă mai mult de 7, 8, 10, 11 spectacole. Și aici îmi pun întrebarea. Nu ar trebui ca cineva să-și pună problema teatru este jucat pentru a se cheltui banii statului sau banii sponsorilor sau este jucat ca să și aducă bani? Am văzut în multe cazuri uh, transpuneri uh, după opera, să spunem, lui Viorel Savin sau uh, altui autor. Uh, în ce măsură are voie regizorul să intervină în uh, opera literară? Până unde sunt limitele lui? Să luăm principial. Uh, care sunt cadrele are voie să, să schimbe firul narațiunii să Nu, în niciun caz. În niciun caz. Uh, de exemplu, eu am avut, am trăit o experiență unii s-au supărat, am interzis un spectacol, am interzis spectacolul Ginere de import, după 3 ani și jumătate sau 4 ani se juca la Baco cu mare succes de casă, mare succes de public, m-am dus, l-am văzut, nu m-am regăsit și am somat direcțiunea să-l scoată de pe afiș. Au făcut-o imediat? Și imediat au scos-o, da, da. Deci, cu alte cuvinte, imediat. autorul are dreptul de a interveni și de a bloca un spectacol. Categoric. Eu îmi place. vând textul în anumite condiții. Teatrul mă, mă plătește, firesc. Drepturile de autor. Drepturile aici. de autor, categoric. Aici este și o explicație de ce eu am scris întâi teatru și abia mai încoace proză. Teatru era foarte bine plătit. Uh, Iată, se plătea odată achiziția textului, care era ca mărime a sumei mai mare decât era plătit -o un roman. După aceea, mi se plătea 11% din casările teatrului. Ceea ce era o sumă destul de importantă. O sumă, da, altfel eu n-aș fi rezistat cu familia mea în perioada Ceaușescu, să spun, până la Revoluție. Nu aș fi rezistat dacă nu... Și atunci se plăteau drepturi de autor și nu... E enorm. Într-un singur an, țin minte, soția, de fapt, ea făcea calculul, primea de la fondul literar. Într-un singur, într singur an am primit 108.000 de lei. Vă puteți cumpăra o Dacia din acești bani? Două mașini Skoda. Două mașini, da. Sigur, pe așa mi-am și cumpărat mașină cu asta, în condițiile în care uh, salariul mediu era de 1.600 de lei. Deci, uh, deci totuși se putea trăi și pe vremea lui Ceaușescu din, din drepturile, și din de, drepturile autor de, autor se putea trăi foarte bine. Acum poți să mor din drepturile de autor liniștit. <laughs> Nu, putem... nu se plătesc. Nu se plătesc sau trebuie să ajungi în litigiu bănesc cu ei. Nu, 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 nu. Nu te publică pentru că uh, editorul îți spune, și nu mă refer la uh, cărțile care sunt aici pe masă, ultimele, dar, uh, în general, editorii spun condiția. Vrei să apari, plătește. Autorul trebuie să facă rost de sponsori, să aducă bani de acasă, să-și bată soacra să, să facă orice ca să plătească editorul, nu? Costă hârtia, tiparul și așa mai departe. Uh, și în condiția în care îți scot uh, tiraje absolut confidențiale. Adică am 300 de exemplare, 500. Pe când eu la cartea de debut am avut 11 .000. Pe vremea asta în în se, citea, se citea foarte, foarte mult. Și uh, în schimb eu și acum sunt într-un fel protejat iată la editura Tipo Moldova, mi-au scos cărțile fără să plătesc absolut nimic. Deci într o ținută grafică foarte bună, nu? Excepțională, după cum, după cum vedeți. Ei reduc din drepturile dumneavoastră de autor. Și, și... mi-au dat drepturile de autor, ne-am înțeles. Asta este la, la Asta înțelege. este important. Sigur, este foarte important. Alții nu au norocos, să trebuie să plătească și sume absolut consistente. Pentru cei care nu știu, domnul Virel Savin este născut în anul războiului, pe 4 aprilie, provine dintr-o familie de intelectuali. A urmat școala în Bacău, nu? Și în Moinești, parcă? Nu, 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 că școala primară undeva la Bibirești, aici la Bibirești, e deci da. Bibirești, așa. Liceul la Bacău și Târgu Ocna. Facultatea am început-o la Iași și fiind puțin mai turbulent, Lucru pe care trebuie să-mi-l asum. Erau anii tinereții atunci? Erau anii tinereții, niște conflicte cu niște, cu niște profesori. A trebuit să mă duc să mă reabilitez în producție, o chestiune mai complicată, și am terminat până la urmă ați facultatea avut, de filologie. Ați avut debutul la 21 de ani cu Sticla, nu? Da, da. Care a fost premiat? A fost premiat, a luat premiul case Centrale. Casa Centrală a Creației Populare, cum se numea atunci, a fost un premiu foarte mare. Adică a fost cam de trei ori mai mult decât salariul pe care l-a luat taică meu. Uh, și cu mai îmi trimiteau deja bani. Eram A fost declicul acesta, nu pentru dumneavoastră, da. încât v-ați dat seama că se poate trăi din așa ceva? Da, 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 da. Și că poate fi chiar o viață frumoasă. Munca, după aceea, perseverența. Uh, eu recunosc că am avut o adolescență puțin mai, uh, mai tulbure, mai. Mai iute. Uh, mai iute. Îmi convine foarte mult termenul ăsta, așa. Uh, chiar prieteni, mă întâlnesc și acum, care nu m-au văzut de ani de zile, se, se miră. Într-un fel, m-am uh, autorecuperat după câțiva ani de boemă și... Ați ajuns la un moment dat director al Teatrului în Slănic Moldova, nu? A fost una din primele funcții de conducere. Acolo da. ați montat și pe, pe această scenă, care acum cred că nu mai este, nu? Eu am Slănic, înființat Moldova. acolo, la Slănicul Moldova, am înființat uh, Festivalul Național de Teatru. De teatru pentru debutanți și sunt foarte mândru, au debutat oameni dramaturgi, au debutat pe scena din Slănicul Moldovei, festival care a durat atâta timp cât am fost eu director acolo. Eu am avut neșansa asta, întotdeauna unde am fost, am condus, eu am construit, după ce am plecat, în urma mea s-au dărâmat. Câte, câte să de teatru erau înainte de 89? Știu că erau mai multe cinematografe, erau și mai multe da. săli de teatru. Bănuiesc că tocmai de aceea și numărul celor atrași spre această, spre această zonă artistică era mai mare. Într-adevăr, publicul de teatru era extrem de numeros. Aici trebuie să, să dăm și o explicație. Oamenii nu aveau decât două ore de televizor pe zi. Nu aveau la îndemână decât biblioteca. Nu tuturor le era la îndemână ca după masă să-ți facă siesta, să citească și așa mai departe, să stea în birou. Marea masă avea nevoie să-i se servească urgent și frumos un act cultural. Mă refer aici la țărani, muncitori și așa mai departe. În situația asta, noi montam acolo la Teatrul Popular din Slănicul Moldovei, comedii, și drame, bineînțeles, dar uh, cu accent uh, pe relațiile interumane, pe necazurile lor intime, familiare, fără acroșeuri politice. Și de asta am rezistat și aveam sălile pline întotdeauna. Și în general și teatrele. Și teatrul din Bacău avea sălile pline în perioada aceea. Acum foarte rar vedem lucrul acesta? Foarte rar. Acum se montează, nu mă refer la teatru din Bacău, e teatru pe care l-am condus, unde am fost debutat, deci sunt, e într-un fel face parte din mine. Îl, îl iubesc, dar se montează la, în general la teatrele din România piese, experiment care de multe ori alungă spectatorii din sală iar regizorii, actorii, directorii de teatru se salvează spunând ce să le facem dacă nu înțeleg. N-au educație. Nu, da. cred că altfel trebuie pusă problema. După ce ați fost director la Slănii Moldova, ați continuat în a scrie, în primul rând, dramaturgie. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreun moment în care ați, să fi zis, gata, mă apuc de altceva, nu merită. Înainte Ducă de 89 și după? -aveam Ați avut momente cum, grele? Adică nu... Eu întotdeauna am, am avut momente grele și eu am scris pentru că am avut momente grele. Vreau să vă spun că, în general, durerea, bulversarea socială, chiar și cea intimă, îți creează condiții mai bune pentru scris decât starea de fericire. Starea de fericire te îndeamnă la petreceri, la Boemă, și așa mai Cu departe. Spunea Camille Petrescu ne trebuie multă luciditate? Sigur că da. Pentru a participa și, la. Și nu aveam, eu nu, nu, nu mă puteam exprima altfel într-un interviu. Imediat după 89, uh, am fost întrebat de secretara literară a Teatrului Mic, îmi luase un interviu, și m-a întrebat de ce sunteți dramaturg. Iar răspunsul meu a fost pentru că nu am putut să fiu comandant de regiment. Deci interior am toată forța, logica, determinarea să conduc. De altfel, așa se și se, se, se explică că eu am avut toată existența mea funcții mai de conducere. funcții, funcții de, de, de conducere. Locul uh, în care v-ați făcut și dușmani și prieteni. Bineînțeles. Bineînțeles. Construind întotdeauna prostia și invidia se coagulează instantaneu împotriva ta. Dacă dărâm. Ești văzut minunat și de subordonat și de șef. E băiat bun, e mai bețiv el, dar hai să-l lăsăm acolo, hai să-l și promovăm. Asta e viața. S-a spus despre dumneavoastră că v-ați exilat aici la Lucani um, pentru că -ați vrut, nu vreți să mai luați parte la viața publică oarecum. Nu prea nu sunteți greșit. văzut la, la festivități sau mai da, rar sunteți văzut? Nu prea sunt văzut? văzut mai rar, da, nu, este greșit. Considerați că deja, la fel cum, să spunem, în domeniul religios se simțește absolut orice, de la mașină până la draperia de la, de la geam, la fel și în domeniul, să spunem, în zona oamenilor de cultură, sunt mult prea festiviști, adică ar trebui să mai rămână acasă, să mai cufunde în... Doamne, da, iar, 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 iar atingeți două, două paliere. Unu, m-am exilat pentru că aveam determinat romanul ăsta, Impostorul, Arta Înfrângerii de Sine, care a fost foarte bine primit de critică de... asta e ediția a treia, care mi-a scos. o Nu opera Opera omnia. Tip, tip, în opera omnia atunci mi-am dat demisia din funcția de președinte al filialei Uniunii Scriitorilor, filială pe care eu am înființat-o. Și l-am lăsat în, în locul meu acolo pe Calistrat Costin, care este de un om merituos, este un om extrem de dis disciplinat și foarte dăruit colegilor noștri. Eu n am văzut altul atunci și l-am susținut pe el. Eu m-am retras ca să termin romanul ăsta, la care am lucrat vreo 5 ani de zile. Un roman pe care îl consider și eu foarte important, încearcă să lămurească niște lucruri în legătură cu existența noastră și înainte de decembrie 89 și în zile acestea. Dacă tot ați amintit de Impostorul. Această lucrare a fost scoasă de la tipar acum în primele zile din 2013. Este da, foarte da, caldă. Da. Uh, cum vedeți această idee a impostorului? Uh, unde regăsim impostorul? În ziua de astăzi, poate înainte de 89, v-ați întâlnit cu el? Uh, ține, mă, cartea asta, <laughs> eu am crezut că o să termin cu existența mai, mai repede. Și atunci mi-am spus că trebuie să scriu ceva, să las. Ceva, o, o, o părerea a mea și o, o, o viziune a mea despre perioada uh, ceaușistă și despre perioada de tranziție. Uh, și perioada aceea și perioada aceasta uh, au un punct comun, un fir roșu, noțiunea aceasta de impostură, de impostor. Impostorul din socialism, uh, din punctul meu de vedere, și fac o paranteză ca să, să citez aici este chiar în, în deschiderea romanului. Spun, că în, indiferent de epocă, individul își contextualizează uh, ipocriziile în impostură. Vreau să spun că fiecare dintre noi nu are dreptul să, să afirme că nu este impostor. Fie, uh, uh, că nu este ipocrit, pardon. Deci suntem mai mult sau mai puțin copii. Intră ipocriție. în adaptabilitatea noastră. Categoric. Zâmbetul cu care mi-ai acest interviu acum. E o mică <laughs> ipocrizie. Eu știu, odată este imposibil să nu fi gândit ceva, uh, cum să spun, uh, puțin mai da. acid. Am, în amândoi zâmbim. Eu sunt acum, si nu sunteți că... invitat în emisiunea mea, eu invitat la dumneavoastră exact. în casă. Iar eu zâmbesc acum încercând să te cuceresc. Încercând să înfășor cuvintele astea, uh, să te bandajez mai, 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 mai cald în ele, deși îți spun într-un fel un lucru dur. Spun așa, ești uh, ipocrit. Recunosc în același timp că și eu sunt ipocrit. Deci nu există om să nu fi fost ipocrit. În politețe mea am să vă mulțumesc pentru... <laughs> <laughs> Sigur că da. Deci trebuie să recunoaștem asta. Bun. Dar, ipocriziile acestea ale noastre, într-o anumită epocă, am spus că se contextualizează în impostură. Dar aici, eu le diferențiez, se contextualizează unii, își contextualizează ipocrizire în impostură pentru supraviețuire. Iată, eu am acceptat să intru în Partidul Comunist Român, în condițiile în care fratele lui Taică mi-a făcuse patru ani de canal, în condițiile în care socrul mi-a făcuse șase ani de canal. iar Pe motive ei... politice sau...? Da, 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 amândoi. Plus că nu aveați origini sănătoase era Plus că nu aveam origini sănătoase Singura mea carte de vizite Era eficiența Și toți văzând Și toți că un început de creativitate și, Da. Și ei vedeau, vedeau că sunt, sunt eficient Deci asta Iar eu am fost ipocrit Acceptând să intru în Partidul Comunist Român A trebuit să trăiți da. Dovadă că și dosarul meu de la securitate Pentru că băieții de la securitate M-au mai bine decât ceilalți și m-a mă, mă, urmărit. V-ați văzut dosarul? Da, da, îl am, dar asta imediat să termin ideea. E, apoi, am fost ipocrit pentru că eu, fiind director de casă de Cultură, deschideam la un moment dat o, o, o sărbă. Eram obligat să facem la 26 ianuarie să dăm un spectacol. Eu eram obligat să pregătesc spectacolul ăla pentru că mă dădeau afară. Cineva poate să mă acuze acum, să spună, nu trebuia să o faci. Bun. Cine îmi creștea cei doi copii? Cine îmi ținea soția? Deci, o parte dintre noi a fost ipocriți pentru a supraviețui. Deci ne-am concretizat, ne-am contextualizat ipocrizia în impostură pentru a supraviețui. În schimb, alții și-au contextualizat uh, ipocrizia în impostură pentru, uh, a, domina. pentru a, a domina, pentru a parveni, pentru a jefui. Și ăștia sunt turnătorii, ăștia sunt securiștii, ăștia sunt o parte din activiști se de Se regăsesc în această carte? și ei se regăsesc aici în această dihotomie, se zic așa. La fel și după Revoluție, ipocriții, o parte dintre noi... E și alunul 2 de pe vremea de, comunismului. Așa, ei și-au context, contextualizat ipocriziile acum în impostură pentru a obține puterea, pentru a domina, iar mulți din clasa de jos și dintre noi și-au contextualizat ipocriziile, iarăși în impostură pentru a supraviețui. Îl întâlnești pe ăla de la PDL și spui, domnule, ce treabă bună ați făcut, e grozav, felicitări cu tare, ăla te-a văzut bine, îți dă un bon de lemne. Eu așa am văzut că fac țărani aici. Și după aia am văzut că de fapt nu-i votau. Dar în față le spuneau asta. Au învățat să ia de la toți? Și... Sigur că... Ei, iar acest roman încearcă în final să împace românii. Nu are rost să ne batem, să ne luptăm între noi. Spuneam de dosarul meu de la securitate. Mulți m-au întrebat de ce nu public, de ce nu-i divulg pe cei care au turnat acolo și am... De deci nu ce nu-i treceți într-un roman măcar? Bun, cu aia într-un fel, într fel, sau altul sunt personalizați, în diverse personaje. Dar nu vreau deocamdată cel puțin să scot pe piață așa ceva, pentru că lucrurile s-au dus, dacă s-ar putea întreba, în, îndrepta ceva așa. Câți turnături ați avut, dacă îi știți, după număr? Nu vreau să le dați numele, că nu, nici nu doriți. În, în, în dosar sunt vreo șapte, opt. 7-8 care au stat în preajma da, dumneavoastră, prietenii dumneavoastră. Și găseam acolo, la Casa Garofița asta pot să spun, știți? Da. Adică aveau ca, că, că, casele conspirative, cu, conspirative, conspirative, da. Și fiecare, vă spun câteva nume, nu nume de, de ale lor, da, știți? Da. da. Da să vadă, dacă ei vor vedea să știe că așa era Alexandrescu. Să uh, țin aproape, poate în continuare au descris <laughs> despre dumneavoastră. Că, da, dar nu este important asta. Nu, eu am spus așa. Ipocrizia se contextualizează în impostură pentru supraviețuire. Și îi felicit și -i scuz. Adică, că adică și ei au trebuit să supraviețuiască. să au jucat un alt rol în piesa asta. Sigur că, domnule, profesorii, directorii de școală, pe ăla nu ajungea director de școală dacă nu făcea puțin, nu practica puțin impostura. Impostura, adică, ideologie, sigur că, da, propaganda, spunea, ce da, nu? Da, ce minunat trăim, deși el acasă cum să sunt treia numai cu răcituri făcute din picioare de porc și din urechi de porc. S-au schimbat acum lucrurile încât practic, deși avem mai multe partide, este politizat totul până la femeie servici, nu numai directorul de școală. Sigur, în termenul acesta, din păcate. Că, nenorocirea este că nu există în România un spiritus rector care să -i echilibreze lucrurile. Din pricina asta nu mai avem reperele morale. Scriitorii întotdeauna au fost percepuți, și în interbelic, și până la Revoluție, care pere morale, și trebuia să fie moral altfel. Așa, asta era și o condiție, nu? Acum ne uităm și admirăm cum se deschiloțează tot felul de indivizi pe ecran. Pentru rating este vândută mândria, Demnitate. rușinea, demnitatea acestui popor. Urât. A fost deja vândută. Da, Dar, da. cum mi se pare acest lucru? Înainte de Revoluție eram, oarecum, influențați să privim către Est. Acum se manifestă un blocaj total asupra, nu știu, imaginilor, operii scritorilor estici. Mă refer atât din zona Rusiei, cât și de cei da. din, din zona Arabă. Poporul român trebuie să rămână în această peșteră. Adică este, îi se mută fălcile și privirea într-o parte, în alta. Da. Excelentă întrebare. Uh, cum să spun? Uh, concretizarea ei este greșită. Cum? Este aproape explicabil. Fiind în lagăr, lagărul socialist, cum îi spunea, uh, eram obligați atunci să ne facem că privim la Est, dar da. cu coada ochiului Trăgeam Când mereu la Vest. Uh, uh, în același timp, acum, ne uităm la vest. De ce? Datorită condițiilor economice. Geopoliticul întotdeauna și-a pus amprenta. Nu-i devină poporul ăsta. Și orice popor, de la orice latitudine, întotdeauna este obligat să privească dacă are un puternic în dreapta sau în stânga, privește către cel puternic făcându-se că se pleacă în fața lui pentru că altfel ar dispărea. Chiar am citit câteva pagini într-o autoare română, româncă din America, Ligia Corleanca, sclav pe două continente. Uh, românul uh, a, a merge pe același drum, văd, al, al, sclaviei, al dezonorării și uh, situația, această tranziție, văd că este da, nelimitată. E adevărat, poate e exagerat puțin sclav. Nu, el și-a asumat uh, postura uh, de, de luptător. Și el s-a dus acolo și luptă acolo. Dacă va reuși bine. A, că e umilit acolo, Ce a asumat asta. Ți-ai asumat să vii... Da, eu am copii în Canada. Au plecat acolo, deși am încercat ca să-i ținem. Aveau, o, o fată era profesoară la liceul la Angel Salini, cealaltă la fel era absolventă de chimie, nu știu ce. Deci puteau trăi, uh, să spunem, relativ modest, sigur neavând da, afaceri, da. dar... Ce au prins perioada aceasta de, de libertate, li s-a servit această perioadă de libertate, s-au dus, luptă și sunt mulțumiți. Într-adevăr, la început au fost umiliți. Au fost umiliți ca în orice ă, nouă colectivitate în care apar. Colectivitatea te privește cu prudență, cu circumspecție, știe că vei veni să iei niște locuri de muncă, știe că vei veni să ocupi ceva și cu cât ești mai inteligent, cu atâta vei fi mai lovit. Dacă știi să-ți faci loc, îți faci. Dacă nu, te întorci acasă. România te așteaptă. Să revenim puțin la impostorul. Este una din lucrurile noastre, cred că, dragi, nu? Foarte dragi, da, 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 la care ați lucrat ia. foarte, foarte mult. Vorbeați de cei care au stat pe lângă dumneavoastră. Ei mai sunt măcar în cultura băcăoană acum? Da, sunt, sigur că da. Nu aș spune că suntem neapărat în relații de excelente de prietenii, pentru că Revoluția a bulversat relațiile înainte de Revoluție eram toți prieteni pentru că eram toți săraci, se admitea instinctiv ierarhia, deci îți admitea cineva valoarea, vorbesc de breasla noastră, scriitorilor, deci o admitea instinctiv valoarea, nu, 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 nu te contexta decât în, în cazuri limite. Era o disciplină și a contestațiilor până la urmă. Sigur, nu puteți să era le faceți oricând simț, și oricum. Era un da. bun simț. Pentru că cineva nu risca să conteste o valoare evidentă pentru că știa că cum să spun, își pune un accent negativ pe propria lui personalitate. Era un, acest bun simț. Acum nu mai există. Acum există o cum să spun, o pletoră de... de de scritori, unii făcuți. Unii, unii ziariști? Unii, nu, 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 nu. Ziariștii este sunt ziariști care sunt frații noștri mai, mai mici, ca să spunem așa. Da? Este care în altă alte categorie. Nu, nu, o, o, o de scriitori. Da. De scriitori, nu, nu, nu. Ziariștii, cum să spun, constituie o, o, categorie care ar trebui să le mai mult. Mulțumesc pentru sprijinul pe care cu maximă plăcere eu vă mulțumesc da. pentru amabilitate și pentru da. ospitalitatea noastră. <coughs> Știu că la un moment dat ați fost acuzat de plagiat da. legat da. de o lucrare. Ați avut un proces. Exact. Lucrurile au transport or, or, în presă. Da. Exact. La ce lucrare? De ce lucrare este vorba? Ce se întâmplă? Uh... Aici, în cartea sa, în Acorduri pentru urechi surde, există publicat, să spunem, documentarul acestui, acestei întâmplări. Întâmplări uh, care oricum cred că v-a nemulțumit, pentru că ați avut o perioadă... Uh, cum să am fost chiar uh, uluit, uh, am fost uh, nefericit, uh, am trăit momente extrem de dramatice, și eu și familia. De ce? Pentru câțiva indivizi certați, să spunem, cu bunul simț, cu fără conștiință și așa mai departe. V-a aruncat acuzația de plagiat, da, care v-a murdărit exact. imaginea. E, în exact. Mediu. Mi se juca piesa Ginere de Import, de patru ani mi se juca la Constanța cu sălile pline. Cum se spunea, în de expresia neacademică, mi-a dus o căruță de bani. Ei, nu se putea suporta lucrul ăsta în spațiul cultural băcauan de câțiva indivizi. În situația asta, Uh, au uh, păcălit un bătrân din Constanța, unul Mircea Popescu uh, care publicase în 1986 pardon, îi se jucase în 1986 o piesă, ginere de milioane pe undeva, pe la Deva și a spus că eu i-am uh, plagiat piesa și uite că de patru ani, uite câți bani am încasat eu, i-au arătat, săracul pensionar a nebunit, a spus gata, a, așa ce se întâmplă? piesa asta Fuzese publicată de mine, fragment în 82 în Ateneu, după aceea în 84 în Ateneu, și în 85 am luat medalia de aur pe țară. Păi cum să plagieze în 82, în 84, 85 o piesă? O lucrare care apare, 10 care ani. apare exact în 86. Normal că am câștigat și au fost pedepsiți cei care au fost vinovați. A fost o perioadă de. Da, a fost o perioadă de foarte, de... foarte, foarte urâtă. După aia imediat mi s-a montat la Bacău unde s-a jucat iarăși, vreo 3-4 ani. Deci, nu, nu e o problemă. E o chestie care mi-o asumă în biografie. Dar, iarăși, mă întorc și spun: impostură, reacredință, urât. De care nu ducem lipsă. Nu ducem lipsă, da, sigur că. O altă lucrare foarte bine primită de public și de lumea teatrală este Evanghelia eretică sau Istoria Lumelec. Ce ne puteți spune despre ea? Această carte se leagă de biografia mea prin faptul că a fost scrisă între uh, 1977, când eram la Slănic, și până în 1994. Ea a fost scrisă întâi ca un roman absolut, uh, din punctul meu de vedere, original. Uh, abordam stil, proces verbal, frază scurtă, uh, fără adjective, nu știu ce... Și se chema Un elefant se legăna într-o pânză de păianj Mi-au respins la editura Junimea Din cauza Atunci, titlului sau din cauza nu, conținutului? Nu, din cauza conținutului Din cauza conținutului Am lăsat deoparte Între timp eu m-am mai, mai documentat Și mi-am propus să fac o parabolă A lumii de astăzi Cum spune Valeria Tăicuț Un critic stimabil Spunea că am propus o altă istorie eroglifică, apropo de cea a lui Dimitrie Cantemir, și am făcut un alt roman insolit în versuri și proză. Acesta este Evanghelia eretică sau istoria lui Melec, purtătorul de nucă și de nivas în Cretinozauria. De fapt, este o parabolă. Asta care în care trăim? Al timpului în care trăim, în care și peste 100 de ani va fi aplicabilă și s-a verificat și cu câteva sute de ani am încercat să o scriu asta cu toată experiența mea, e o carte care a fost primită de unii cu urlete, pentru că unii chiar s-au recunoscut aici în modul în care au fost descriși, unii n-au acceptat parabola. În scurt în două cuvinte așa, e vorba de un asistent universitar care era funcțional la Catedra de Ateism din Faran, oraș cu un grob, cum se spunea în, în Biblie, și apare Jehova noaptea și spune tu nu trebuia să fii. De fapt s-a produs o greșeală în ceruri, acolo în Catastif, tu nu trebuia să fii aici, tu trebuia să fii la muntele Athos, să înalți mie... Osanale și călugărul care era la Atos trebuia să fie profesor de ateism în Faran. Și atunci Melec îl reușește să-l imobilizeze, să i imobilizeze mâna dreaptă aia cu care făcea minuni, îl predă poliției și de aici încep lucrurile să se răstugălească ca în viață. Toți cei care credeau în Dumnezeu renunță la el, Dumnezeu este închis într-o închisoare din Biblie din care evident nu poate evada, că erau zidurile din Biblie făcute, încep să se construiască temple pentru Melec, Melec ajunge un fel de sfânt și când își dă seama ce rău a făcut el, încearcă să se sinucidă și până și dreptul ăsta îi se ia. Fără a spune prea mult, sau poate aici rămâne la latitudinea noastră, Uh, știu că aveți un lucru, alte lucrări care vor fi scoase, probabil, dacă toate condițiile dacă reușesc, vor fi îndeplinite, da, da. în acest an. Despre ce lucrări este vorba? Nu. Și ce ne puteți spune de aceste. Vă știți spun. cum uh, firmele da. de mașini scot imaginea unui prototip, da. că, pe care l-au scăpat din chipurile da. din, din, din mână și a apărut în presă? Spuneți-ne și din asta. Nu e nicio, nicio problemă. Uh, cum să spun? Uh, ești foarte uh, drăguț cu bine când spui că va ieși în acest an. Eu sper. Să iasă măcar peste 2 ani E un roman la care lucrez acum Se numește Cine sunta Vor apărea fragmente uh, Acum în revista Plumb În uh, uh, Februarie În martie un fragment mai mare Va apărea în revista Proseculum Care apare uh, la Focșani Deci în mai multe reviste da. o să apară fragmente E vorba despre O tânără Care pleacă din România, care este răpită din România, dusă în afară pentru a fi folosită, un accident, este cuprinsă de o stare de amnezie, nu știe cine este, începe să fugă de oameni, începe să se ascundă, ajunge la concluzia că oamenii sunt mai periculoși decât animalele, decât plantele, decât orice pe lumea asta, de asta se cheamă cine sunt, că ea întreabă mereu cine sunt eu, cine sunt eu, de asta îi spune cine sunt, și se termină bine. Deci, desfășurarea și... este una modernă, așa cum o vedem Absolut, în, da, să da. Spunem, în zona comercială, da. dar concluziile sunt profunde. Deci... -e, exact, nici n-aș îndrăzni să îmi să pierd timpul, la vârsta mea nu mai îmi pierd timpul cu lucruri de duzină. O puteți asemăna cu vreo altă lucrare scoasă din noastră până acum? nu se poate, pentru că citesc din, din Mircea Ghițulescu în istoria dramaturgiei române, el spune despre mine, mă onorează acolo, mă onorează cu 10 pagini în tomul ăla imens și spune la un moment dat el, ceea ce este comun scrierilor lui, Vi, lui Viorel Savin este faptul că nici una nu seamănă cu cealaltă. Adică am ținut nicio lucrare de a mea nu seamănă una cu cealaltă. E o chestiune, așa am fost crescut în spiritul marilor noștri intelectuali. Trebuie să fii original, în primul rând. Trebuie să fii folositor, tot în primul rând. Și să încerci să-ți faci cinste numelui tău. În lucrările noastre există permanent o raportare la experiențele, la trăirile dumneavoastră cum este și normal. Nu este nimic artificial. Totuși, dacă ar fi să luăm după opinia criticilor, și bineînțeles după ceea ce dumneavoastră credeți, ce anume vă influențează, ce anume v-a influențat în anumite perioade ale creației dumneavoastră, al pot vorbi și de influențele imediate, cum ar fi o lucrare citită cu o seară înainte. Adică, lăsați să decanteze, nu știu, când vă apucați de scris, cum dați la o parte influențele de peste zi, cele culturale, cele emoționale. În, în, mod automat, în mod automat sunt date în momentul în care vrei să scrii ceva, nu, încerci să-ți să, -ți, să -ți planifici acel ceva. În primul rând, eu vreau să văd ce vreau să spun și îmi evaluez forțile, forțele să văd dacă pot să spun ceea ce vreau eu. De exemplu, am două romane care stau în, în sertar, pe care oricând aș putea să le scot, să le. așa, nu le pot da drumul pentru că n-am reușit să spun ceea ce am vrut eu acolo. Nu ați găsit drumul. Trebuie găsit ați... atât simplu, să înțeleagă toată lumea, fiecare lucrare trebuie să aibă o anumită metafizică. Aia trebuie să spună ceva. Dacă eu nu am reușit să. cum zis, în sistemul meu, relațional, pentru că eu lucrez cu oameni, cu descrieri cu peisaje, cu nu știu ce. Toate acestea eu trebuie să le aglutinez ca în subsolul lor, așa cum în subconștientul nostru, freamătă tot felul de porniri, de impulsuri pe care nu le putem controla, în subsolul acestor lucruri aglutinate de mine în lucrare, trebuie să se găsească așa cum sub pământ se găsește petrolul sau cărbunile. Asta este părerea mea. Și atunci mă întorc la întrebare care îmi place și spun, în momentul în care am programat o lucrare, eu sunt sigur că nu voi putea lucra într-un an sau doi. Încep să fișez. Și atunci când trec prin biblioteci, prin viață, peste tot, am mereu în minte, ideea că trebuie să ajung undeva, și ceea ce este semnificativ, încep să notez. Deci lucrarea este practic un alt nivel al existenței dumneavoastră. Lucrarea. O aveți în minte undeva? Aș trebui să spun un, un, un nivel minunat al existenței mele, pentru că mă deconectează cu, cu totul, de, de, de tot ceea ce este în jur. Și la un moment dat lucrarea se scrie, cartea se scrie singură, în felul ăsta, cum spun eu. Ajungi la un moment dat când îți dai seama că ai, ajuns, că ai făcut plinul ei. Cartea asta, cine sunt, ta, care sigur, acum o declar, pe propria răspundere, cum spun politicienii de la așa, sigur va ieși, s-a impus față de celelalte două romane care, cum să spun, nu vor să se termine. Aici am reușit să găsesc tot, toate relațiile astea. Vorbeam de perioada de 1989, vorbim de perioada de acum. Faptul că acum avem mult mai mulți stimuli nu afectează în sens negativ și creația, nu, numai, nu mă refer la dumneavoastră, mă refer la creatorului în sine. Adică, exact cum se spune despre cel care trăiește în lume, credinciosul care trăiește în lume, pentru a se mântui are nevoie de mai multe eforturi, nu pentru că ispitele sunt mai mari, bănuiesc și pentru un creator faptul de a trăi în lume, într-o lume agitată, cu răspunderi, cu funcții, nu cum ați avut dumneavoastră, va a afectat într-o anumită măsură. Considerați că dacă v-ați fi retras undeva într-un loc al dumneavoastră în care să acordați mai mult spațiu, poate lucrările o altfel, creația cât de mult depinde de, în acest context de moment, de spontaneitate, de această spontaneitate creatoare? Da, nu. Teoria cu turnul de Fildeș este, iartă-mă, o prostie. Creatorul, scriitorul trebuie să rămână... Un om între oameni, în primul rând. Sigur că da. Conectat la tot, la tot, 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 ce se întâmplă. El se deconectează de tot ce e în jurul lui cât stă la masa de scris. Dar mai mult de 6 șapte ore pe zi nu stă la masă deschis. După aceea ei intră din nou între oameni. Pentru că altfel ar crește cum crește o plantă de, de, pe, pe care o bagi în casă și deodată crește înaltă, se dezvoltă nefiresc și cade. Nu. Trebuie să rămână conectat la, la toate. Și dacă iubești lumea, scrii. Bine. Dacă vrei să faci bani, și să te respecte soacra și vecinii, scrii prost. Pentru că vrei să scoți repede la tipar și de celelalte. Da. sigur că da. Tot Dacă tot vorbim de actul cultural, vedem că fără a fi subvenționat, foarte greu mai rezistă în ziua de azi. Teatru, filarmonică, aproape orice sector, nu inclusiv presa scrisă. Dumneavoastră știu că ați condus și ați avut câteva publicații pe care le-ați dezvoltat, creat, le-ați dus închis. până la un, un anumit punct, după care s-au închis. S-au închis pentru că am plecat eu. Iată, eu am scos revista Cartea, fără niciun ban de la A stat. A fost una din ultimele dumneavoastră. Da, revista Cartea, cât am fost director trei ani la bibliotecă, fără niciun fel de subvenție. Am tipărit această revistă, primită foarte bine în toată, după cum ați văzut în, în presa de specialitate din întreaga țară cu banii scoși cu această revistă, eu am scos celelalte, am scos 12 volume la Biblioteca Județeană, deci cu banii făcuți cu revista aceasta, și după ce am plecat eu, s-a desfințat revista, nu s-a mai scos nicio carte, iar bibliotecarea a fost degrevați de acele oribile sarcini de a sta de vorbă cu cititorii și de a informa și prin această uh, modalitate. Care este viitorul sectorului cultural, dacă vorbim așa, din punctul dumneavoastră de, de vedere, fie că vorbim de presă, scrisă? Cinstit? Cinstit, Cinstit vă spun. Viitorul este uh, obligația fiecărui uh, compartiment cultural să producă bunuri pe care statul să cadă de acord că sunt de valoare și că sunt necesare statului, deci să le plătească și în același timp să producă bunuri, să se autofinanțeze. Mulți au oroare de, de cuvântul ăsta, de autofinanțare. Autofinanțare care înseamnă da. publicitate de multe ori, Sigur. înseamnă poate da. subordonarea față de anumite Eu am fost interese. unul din aceste exemple. eram la Slănicul Moldovei, directorul casei de cultură, eu mi-am cumpărat autobuz pentru formația de teatru uh, în vremea lui Ceaușescu. Nu mi-am cumpărat, l-am da, procurat. Da. L-am procurat, am făcut rost. Cum se... La biblioteca județeană am scos o, o revistă cu care am făcut bani și am scos cărți, am publicat cărți. În momentul în care am fost la teatru, până uh, mi-au înscenat uh, procesul pe care până la urmă l-am câștigat la Curtea Supremă, uh, tot pentru că eu construiam, că am început, am transformat teatru Uh, și vroiam să fac teatru de jos, să fac teatru cabaret uh, vroiam să fac uh, Vă referiți la sala mică? La sala, mică, sala de, mică, da, la sala mică vroiam să fac teatru cabaret la Bacău în perioada în care am fost eu am făcut bani la teatru puteți verifica în arhive cu care s-au cumpărat mașină s-au cumpărat toate uh, instrumentele electronice, calculatoare uh, mașină de tipărit toate, fără bani de la stat deci bani făcuți de noi, de oamenii, teatrul. Nu i-am făcut eu. Dar am știut ca să-i dirigeți să facem lucrul ăsta. Deci, omul sfințește locul. Și dacă cumva prindeți un om care sfințește un loc, dați i la picioare. Um, Distrugeți-l. Asta e politica, se pare, acum. Statul capitalist, sau mai statul liberal, în primul rând, dacă da. putem spune așa, se retrage, se spune, Udin, își diminuează cât mai mult funcțiile pentru a lăsa zona privată să funcționeze. Da. Cu toate acestea, dacă ei să luăm statul înainte de 89, avea grijă de coloana vertebrală, dincolo de alte accente nepotrivite, nu exagerate, dar avea grijă de o coloana vertebrală morală acestui popor. Acum este un dezinteres evident dacă ei să vorbim de la obiective de patrimoniu până la răsplătirea celor care mai au curajul de a scrie. Asta pentru că, așa cum vorbeam noi acum vreo trei sferturi de oră, nu mai sunt modele, nu mai sunt repere morale, nu mai este rușine, totul se rezumă la bani. Asta este. Perspectivele uh, sunt chiar mai uh... se, se pare că e emblema, să mă ierte colectivul televiziune uh, al dumneavoastră, dar se pare că e emblema momentului. Uh, o dau. Uh, uh, cum să spun eu? Apropierea țigănească, a două cuvinte. Bani, dușmani. Pe care îi găsim în toate manelele din, din arealul ăsta. Și se pare că asta e morala impusă de acest. Bani și dușmani. Astea sunt principiile esențiale de funcționare a statului. Da, se pare că Care, azi. la fel, după aparențe, ne dăm seama că este mafiotizat. Asta este. Și politizat până în cele mai. Nu putem face. Eu de la masa mea de lucru mai mult de atât nu. Pot să fac. În condițiile în care, bineînțeles, și acum am probleme, pentru că nu sunt afiliat la nicio gașcă, nu fac parte din niciun grup de presiune cultural-politică. Eu mă bucur de prietenia unor oameni deosebiți și am norocul că aici, la Bacău, este o atmosferă culturală foarte bine întreținută de societatea culturală Octavian Voicu ai căror șefi sunt pot să-i numesc bine. este vorba de poetul Petru Scutelnicu poetul Ion Prăjișteanu și marele susținător al tuturor eforturilor culturale poetul Brăneanu Dumitru Brăneanu încă vicepreședintele Consiliului Județean. În, încă vicepreședintele la Consiliul Județ. Sunt uimit că în aceste vremuri un om politic sprijină uh, cultura. Și chiar sunt, uh, sunt încă. La rândul lui fiind și el om de cultură. Do se Am pare a... că asta e o condiție. Uh, ce regrete aveți acum? După, să spunem, după fix uh, cinci, cinci decenii de creație. Nu aș putea. Exact cum spuneam, ar însemna, dacă spun că am regrete, ar însemna să contrazic tot ce am spus până acum. Îmi asum tot ceea ce am făcut. Regrete nu, dar tristeți am. Atât. În rest, cum să spun, să ne dea Dumnezeu sănătate și, cum spuneam, un spiritus rector. În condițiile în care ne hulim conducătorii, scuipăm drapelul, nu ne mai respectăm instituțiile statului. Domnule, cineva trebuie să se trezească. Eu, ca scriitor, sunt obligat să meditez asupra lor. A doua obligație a mea este să o spun cum o fac acum. Dar atât. Restul trebuie să o facă ceilalți. Un om politic. Aștept. Dacă se uită cineva la emisiune, din oricare parte a politicului, ne facem, face o invitație, sunt așa cum am infițiat o filială a scriitorilor cu mare greu la Bacău, pot să adun imediat un detașament de scriitori dintre cei mai buni din România ca să putem să sprijinim un proiect viabil. Cu alte cuvinte, vă doriți în continuare să dezvoltați un alt proiect de amploare, nu? Categorie. Categorie. Cu, cu aplicabilitate directă în societate, exact. Nu? Exact. nu de aici, de la dumneavoastră? Din, din această aparentă retragere. Nu, 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 nu. Eu nu mai aparent m-am retras. Eu, văd, eu încerc să fiu în lume cu lucrurile acestea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și telespectatorilor noștri și, și eu la fel. venim cu promisiunea că atunci când dumneavoastră veți lansa următorul volum, să fim și noi acolo. Vă aștept cu drag. Vă mulțumesc.